am zis, am fost un copil gras. Deci hai să vă arăt poze astea că sunt foarte amuzante cu mine. Cu ăla eu făceam abdomen în fiecare dimineață pe stomac cu gol. Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit la un nou vlog care este un vlog foarte, foarte special, deoarece vă voi arăta transformarea mea corporală și nu doar corporală, o să vedeți de ce. De la 13-14 ani, când eram un copil gras, apoi am fost foarte slab pentru că nu știam foarte multe despre alimentație și sport și așa mai departe. Apoi am devenit puțin slab cu burtă, ce a fost groaznic, o să vedeți poze imediat, iar apoi am devenit fit. Deci o să vă arăt transformarea mea gras, slab, fit și poate vă voi motiva și pe voi să faceți o schimbare în viața voastră. Deci dacă doar o persoană a fost motivată pe mine să-și facă o schimbare în viața lui, eu sunt foarte recunoscător și mulțumit. Nu uitați să lăsați un comentariu, da, să văd și eu chestia asta. Știu că acest clip nu va bubui în vizualizări, l-am făcut așa ca să mai învățați câte ceva de la mine, poate vă voi motiva. Am primit foarte, foarte multe mesaje. Dima, acum încep la sală, sunt copil, sunt gras, am voie la sală. Vă voi răspunde la întrebările astea astăzi, vă voi arăta și poze și clipulețe cu mine de când eram mai mic să vedeți acolo. Că oricare dintre voi aveți o șansă, credeți-mă că o să vedeți imediat din clipurile și pozele mele. Nu uitați înainte să începem, dați un like, un share și un comment să vadă și prietenii voștri și hai să-i dăm bătaie. Bun, totul a început, v-am zis, am fost un copil gras, vă atașez și acolo o poză pe ecran să vedeți. Deci de aici a început totul, nu eram în stare să fac o genuflexiune, o flotare, o nimic. Nu știu cum am început, din câte știu eu, există un clip pe YouTube cu care am început, se numește 8 Minutes Abs. Cu ăla eu făceam abdomen în fiecare dimineață pe stomac cu gol, nu știam nimic despre alimentație, efectiv mâncam cereale din alea forța, că eu credeam că o să prim forță de la ele. Cu lapte nu prea mâncam nimic toată ziua, că am zis că asta e dieta perfectă. Mă înfometam și într-adevăr făceam abdomenele și în jumătate de ani, deci în fiecare dimineață făceam, am început să fac abdomen. Am făcut pe primele pătrățele. După un an, doi, de am mai început eu să fac anumite programe, mai mult de cardio, P90X și m-am maxat pe chestia asta. Flotări, tracțiuni, abdomene, știți ce zic, fără greutate adițională, doar cu greutatea corpului. Ajunsesem foarte slab, vă arăt aici poze. Într-adevăr aveam un abdomen definit, pentru vârsta mea, pentru toată lumea era wow. Bine, am și un corp predispus genetic să am abdomen așa. Eram foarte slab, după câte vedeți aici. Dar după, pe la 13 sau 14 ani am călcat prima oară în sală. Vă pun imediat o poză, că apare și data, că am pus pe Facebook. Vă dați seama, atunci era cu Facebook. Vă dați seama, nu știam nimic, cred că mi-am bulit și umorul puțin atunci la sală. Făceam cu tovarăși din cartier, dar eu tot doream, deci efectiv nu mai avea răbdare. Tata nu mă lăsa să merg la sală că eram prea mic și nu vă sfătuiesc nici pe voi să mergeți de la 14 ani la sală. Eu zic că de la 16, așa, vă recomand eu. Acum poți să mergi la orice vârstă la sală dacă ești îndrumat de un antrenor. Ideea e că nu prea știam nimic, făceam ce vedeam pe net, dar m-am informat foarte, foarte mult, adică stăteam nopțile, eram obsedat, citeam numai despre asta. Și după câte vedeți, aveam abdomen, niște urme de mușchi acolo, vă pun mai multe poze acum pe ecran. Ideea e că nu aveam cunoștințe, până am început să descopăr despre alimentație, ce înseamnă o proteină, ce înseamnă carbohidrații, ce înseamnă grăsimile și așa am început să studiez. Ușor, ușor, prin clasa noua sau a 10-a, începusem să pun puțin mușchi pe mine, dar pusesem și grăsime, pentru că nu știam cum să-mi calculez caloriile, mâncam haotic. Deci dacă vreți mai multe sfaturi doar pe partea asta de nutriție, am eu un clip în care vă zic cum să faceți pătrățele, așa se numește clipul, vi-l arăt aici pe ecran, în care am explicat mai multe chestii acolo despre alimentație, despre calorii și așa mai departe. Deci hai să vă arăt poze astea că sunt foarte amuzante cu mine. După cum vedeți aici aveam puțin abdomen pentru că era acoperit de grăsime. N-aveam piept deloc, aveam puțin brațe, umeri acolo. Ideea e că începusem să fac sală regulat, dar nu prea știam foarte multe. Și cred că ăsta, cam la vârsta asta, la 15 ani sau 16, cât aveam 15-16, a fost momentul în care am început să mă informez foarte, foarte mult despre partea asta de nutriție și sport. Ca urmare, la 19 ani am devenit antrenor de fitness pentru că a fost o pasiune foarte mare de mea. Hai să vă mai arăt poze cu mine de la vârsta de 16 ani, cred că aveam aici. Deci, efectiv, că o să râdeți acum, deci dacă arătați așa, credeți-mă că nu sunteți o speranță pierdută dacă arătați așa acum, pentru că există șanse cu muncă și cu dorință. Așa, bun. Ce să mai arăt? Bun. Deci ajunsesem oarecum fit la un moment dat, dar uitați problemele, aveam spatele foarte mic și strâmb, deci e jale spatele asta, o să vedeți acum clipulețe și cum e din perioada actuală. La fel, problema mea eternă, deci nu aveam piept deloc, nu sunt predispus genetic să am un piept mare,
și mereu am urât pieptul meu. Deci făcusem și eu umeri, făcusem abdomen, făcusem brațe și nu aveam piept, frate, pentru că, credeți-mă, 80-90% din persoanele care vin la sală fac piept greșit și o să vă dau niște sfaturi pe tema asta. Astăzi nu o să vă arăt doar transformarea mea corporală, o să vă mai dau și niște sfaturi pentru că primesc, nu vă exagerez, cel puțin 10 mesaje pe zi pe Insta. Dima, ajută-mă cu sfaturile astea la sală. Dima, încep sala și nu am fizic timp să răspund tuturor, credeți-mă. Poate veți fi atenți la acest clip și veți mai culege niște informații. Bun, acum să trecem și la treabă, să vă arăt forma mea actuală. Nu sunt cea mai bună formă. Eu n-am vrut să fac o transformare din aia să vă arăt poze cu mine nașpa și poze cu mine înainte de concurs sau după pregătire. Efectiv, asta e forma mea de zi de zi. Încerc să mă păstrez tot anul așa. Obiectivul meu principal acum nu a fost de în ultimul an să fiu într-o formă maximă, pentru că am avut alte proiecte în desfășurare, după cum vedeți, m-am apucat și de YouTube și așa mai departe. Dar mă simt foarte bine, simt că sunt într-o formă ok și vă voi da niște sfaturi să vă zic cum puteți să aveți și viața socială, să vă și distrați, să și munciți și să fiți într-o formă foarte, foarte bună. Deci nu uitați, această transformare nu a fost doar fizică și psihică, vă ajută foarte mult sportul la psihic. Eu nu pot să, acum rar o zi, două să stau fără antrenament, că nu mai pot. Vă ajută foarte mult psihic și social, credeți-mă că să fii fit te ajută social, ai mai mult self-confidence, deci încredere de sine și credeți-mă că ești văzut altfel când arăți fit în societate, vă zic din propria experiență și am avut foarte, foarte, foarte mult de câștigat prin cum am arătat în viața mea, am avut foarte mult de câștigat. Hai să-i dăm bătaie la niște antrenamente. Stați băieți că mi-am ținut respirația 10 minute tot clipul. Nu uitați că transformarea asta nu se face de azi pe mâine. Tot procesul e important. Somn, alimentație, suplimente, stil de viață. Deci tot ce băgați în voi se vede pe corpul vostru. Nici eu nu am cel mai ok stil de viață. Am zile în care nu dorm, am zile în care mănânc fast food pentru că nu am timp și sunt de la o filmare la alta sau de la seară la așa și așa mai departe. Nimeni nu e perfect, credeți-mă că nu e important să fii perfect, nu ăsta e obiectivul, să ai un stil de viață perfect. Important e mănânci astăzi o șaurmă pentru că n-ai timp sau ai poftă, mâine te întorci la stilul de viață, mâine dimineață mănânci ouă și legume. Sau nu ajungi la seară că ai avut o problemă, mâine revii și tragi de dor mai tare. Știți ce zic? Important e să aveți un echilibru în tot ce faceți. Și ce să zic? Baftă la transformare! Bun, deci și suplimentele sunt foarte importante. Mulțumesc foarte mult, Jim Beam, că în fiecare lună mă ajută cu suplimente. Vă arăt așa niște chestii pe care eu le au. Am aici citrulină, chestia asta ajută la un pump mai bun, la un blood flow mai bun. Vitaminele care sunt nelipsite în fiecare zi, un complex de vitamine. Am zinc și magneziu și vitamina B6 care la fel sunt foarte, foarte bune. După antrenament de obicei iau glutamină, pastile. Am și
un test booster, se numește Alpha Male, care ajută la un boost de testosteron natural și la fel mă ajută să mă simt foarte bine de-a lungul zilei. Ce să vă mai arăt? BCA, sunt niște aminoacizi, pentru cine nu știe, valină, leucină și izoleucină. Acest BCA ajută foarte mult la refacerea musculară. Am mai multe suplimente pe care le iau zilnic, pentru că sunt și astea foarte importante. V-am zis, nu avem timp mereu să avem alimentația perfectă și de-aia există suplimente, să suplimentăm alimentația, înțelegeți? Nu sunt în cea mai bună formă, v-am zis, asta e forma mea de tot anul. Nu m-am chinuit să fac o pregătire înainte ca să iasă clipul ăsta. Ce să vă mai zic, țineți-vă de alimentație, încercați să scoateți zahărul ăsta nenorocit de tot. Și eu în ultimul timp am băgat prostii pentru că am avut număr și așa, mi-au apărut foarte multe coșuri și nimeni nu vrea chestia asta. Țineți-vă de somn, credeți-mă că e cel mai important. Eu am zile în care nu dorm 2-3 zile la rând și mă simt groaznic, gen odihna e, nu știu, 50% din proces, zic și eu așa, mă. Un procent, adică e foarte, foarte importantă. Sper că v-a plăcut transformarea mea, sper din tot sufletul că v-am motivat și pe voi să faceți o mică schimbare în stilul vostru de viață, dacă v-a plăcut cum eu m-am transformat și nu neapărat fizic, cât și psihic, m-a ajutat foarte mult suportul să mă și maturizez și să am o stil de viață mai bun. Și am evitat să fac foarte multe pe nișa asta de fitness pentru că lumea nu se uită. Mi-am dorit întotdeauna să fiu vlogger, după câte știți, și fac entertainment pe vlog, fac prank-uri, fac chestii de râs, dar mai trebuie să facem și clipuri de astea în care sunt serios, nu? Să vă învăț și pe voi câteva chestii. Păi bun, cam asta a fost și vlogul. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să dați un share, să vadă toată lumea și până la data viitoare v-am pupat, pa!